venit la o nouă meditație din cuvânt. Avem un apărător. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Sângele lui Hristos mijlocește cu putere și cu succes pentru acei ce au decăzut, pentru cei răzvrătiți, pentru acei ce au avut mare lumină și dragoste. Satan stă la dreapta noastră să ne acuze, dar avocatul nostru stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. El n-a pierdut pe niciunul din acei care au încredințat lui cazul lor. Ne putem deci încrede în avocatul nostru pentru că el prezintă meritele sale proprii ca bază pentru îndreptățirea noastră. El mijlocește pentru cei mai umiliți, pentru cei mai apăsați și suferinți, pentru cei mai cercați și ispitiți.